aferent construirii accesului în peșteră și peștera propriu-zisă. Reconstituind călătoria dramatică a tezaurului BNR din anii 1944-1947 și destinul celor care au făcut posibilă salvarea acestuia, Muzeul Tezaurului Băncii Naționale a României de la Mănăstirea Tismana va fi pus în slujba recuperării unui moment important al istoriei naționale. Muzeul Tezaurului de la Tismana este un proiect care aparține Băncii Naționale, realizat în colaborare cu Mitropolia Olteniei. Astăzi a fost pusă piatra de temelie, eveniment la care au luat parte chiar guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, Mitropolitul Olteniei, Irineu, dar și reprezentanții județeni și locali. Denirea acestui muzeu, aflat acum încă în construcție, dar construcție care va fi finalizată și amenajată definitiv peste câteva luni, este, în primul rând, aceea de a transmite publicului larg, în mod special tinerilor, mesajele evenimentelor istorice prin care a trecut această țară. Pentru aceasta ne vom strădui să organizăm simpozioane, colocvii. Atunci când s-au găsit să aducă tezaurul și mai ales în perioada războiului, oamenii au avut multă credință și nădejde la Dumnezeu. Vreau să spun că tezaurul a început să fie pus prima dată în trapeza mănăstirii, în beciul mănăstirii. După aceea a fost adus în peșteră și era proiectat în așa fel încât dacă invadatorul, dușmanul, ar fi descoperit tezaurul, muntele acesta se prăbușea. Pentru noi o mare bucurie că a fost prioritară pe agenda de lucru a Băncii și țin să vă mulțumesc în numele gorjenilor, al Consiliului Județean, al meu personal, întregului colectiv al Băncii Naționale, deoarece aici, cum vă spuneam, se deschide practic pentru județul Gorj o filială reală a Băncii Naționale. În acest fel, primarul Marian Slivilescu speră ca, odată cu înființarea Muzeului Tezaurului, numărul turiștilor să crească. Mănăstirea Tismana nu este doar încărcată de spiritualitate, ci este un lăcaș sfânt încărcat de istorie. Nu mulți români știu ce a însemnat mănăstirea în salvarea bogăției țării. Peștera Mănăstirii Tismana a găzduit în cel de-al doilea război mondial tezaurul țării, care însemna 242 de tone de aur, la care se adăugau 3 tone de aur din Polonia. România este țara cu cea mai mare rezervă de aur din Europa.